câte un pic, dar se lucrează la cadastrarea localităților din Maramureș. Recent, conducerea Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară a anunțat că se va face cadastrarea sistematică în întregime în 7 unități administrativ-teritoriale din Maramureș. Este vorba de Ardusat, Coroieni, Gârdani, Mireșu Mare, Sălsic, Suciu de Sus și Valea Chioarului. Aceste OAT-uri au fost selecționate în baza faptului că au avut programe de finanțare majore de infrastructură, astfel încât acestea sunt finanțate cu prioritate. La Poienile de Sumunte, de asemenea, sunt prevăzute lucrările de cadastrare în perioada următoare. Lucrările se fac cu fonduri asigurate de Agenția Națională de Publicitate Imobiliară. Cetățenii ar trebui doar să știe și să se intereseze de perioada în care topografii care câștigă licitația, se deplasează în teren pentru a face măsurătorile, să fie prezenți în teren pentru a-și prezenta extinderile proprietăților și să aibă la ei, la data respectivă, acte de proprietate, respectiv acte de identitate. În rest, aceste întăbulări sunt realizate fără niciun fel de costuri pentru cetățeni, toate costurile, inclusiv cele de transmitere a succesiunilor ulterioare, sunt suportate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. La Cupșeni, de asemenea, se face cadastrarea sistematică, proces care ar trebui să se încheie vara viitoare.